dispoziția articolului 134 aliniatul litera din codul administrativ, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Prin dispoziția numărul 72, 24 septembrie 2020, emisă de domnul primar. Consultarea publicii de prezență rezultă că sunt prezenți toți consilierii vechi. Deci, da, și o parte mai. În această situație, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul de decizie. În primul rând, vreau să salut prezența dumneavoastră, la celor care au făcut încă de reiterativul și în mod special de colaboratoare din primărie. Și mă mai am două sătare să vă bucure. Cred că prima bucurie este ceea că ședința mea m-a dorat foarte puțin. Pentru că are numai două puncte la urmă de și adaugă bucurii ferilor, acum am comunicat un domnul consilier de anime, care se poate de sub presiunea șefului, se simte relaxată, dar putea să ne mai întâlnim o dată în octombrie. Mă gândesc la ceea ce am aflat prin bunăvoința domnului secretar de stat, investirea noului Consiliu ADR va avea loc undeva pe la sfârșitul lunii octombrie. Cu ori mai avem chiar prin obligație imperativă a legii finanțelor publice, dacă nu mai am înțeles, trimestrială și în octombrie se încheie un trimestru, să mă rog, începe trimestrul al 4-lea, da, avem analiza sau deliberare pe tema sau tematica și obligația, așa cum spuneam, stabilită de legea finanțelor publice, execuția bugetului de trimestrul al 3-lea. Și am zis ca să nu ajungem într-o situație la limită sau undeva dincolo de limita prevăzută de aici. Probabil că la sfârșit o să aibă loc investirea noului consiliu și iar urma ori să venim într-o extraordinară sau să facem pasul într-un metru 4 și nu prea e în ordine. Și de mine numărul dumneavoastră faptul că bănuința dumneavoastră este răsplătită cu încă o oriunde de indemnizație. Mă gândesc la cei care, cu adevărat, nu o să mai aibă indemnitatea publică de consilier. Undeva, din despărțire, ca orice despărțire, nu o face neapărat cu politică, dar dacă nu e consilier de conte de natură democratică. Felicit pe cei care au obținut deja calitatea de consilier ales. Vorbeam de prevedere de investire. Și acum nu rămâne decât să anunț doar în verificare cu noi. Avem două puncte importante, fără îndoială, ca fiecare secvență deliberată pentru bunul mers al administrației de stat. Avem o rectificare a bugetului pentru trimestrul al treilea, mai ales că este rectificare pozitivă. Asta înseamnă o sursă de finanțare în plus. Și legat de programul de investiții, o listă de investiții, cum aveți aici strictul sensul, o formulat că avem o suplimentare a listei de investiții, cu o anumită sumă necesară la investiții pe care cunoaște cea mai mare amplitudă, apă și canalizare.
Supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. Nu rămâne decât să rog pe domnul sau doamna președinte. Da, domnul. Să preia ștafeta. Da, vă mulțumesc pentru doamna consilier. Înainte de a trece la ordinea de zi, dau cuvântul domnului secretar general al Comunei Buzănești pentru prezentarea procesului verbal la ședința din luna trecută. Da, pentru fiecare dată, ați avut următorul procesul de bonitează în ședința anterioară, v-ați putut studia. Dacă pe marginea procesului de bonitează chiar în ședința de 6 august 2020, aveți făcut obiecții, completări, marginea. Acum nu s-o pun la vot procesul verbal încheiat în ședința de 26 august 2020, ședința ordinară. Cine este pentru? Mulțumesc în unanimitate procesul verbal încheiat în ședința de 26 august a fost aprobat. Da, vă mulțumesc, domnul secretar general. Trecem la ordinea de zi, la primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului ATM obținut de ceva copii, trimisul 3-2020, inițiativa domnului Caravescu. Ceea ce înseamnă o rectificare bugetară, o îndreptare, dacă mergem la terminologie. Spuneam de fiecare dată ce reprezintă o rectificare a bugetului, o adaptare și faptul că îi oferim influență, curte, dacă vreți, o expresie amplă în continuare bugetului, îl adaptăm la nevoile bugetare, la nevoile financiare ale administrației locale. Sigur, am precizat deja partea care ne bucură, faptul că este o rectificare pozitivă. Deci, undeva sau de undeva s-au adăugat niște venituri, niște credite la ceea ce formează bugetul Comunei Bogdanești. Este vorba de o repartizare de la bugetul centralizat al statului, care la rândul ei a fost rectificat undeva prin august. Ne-a fost repartizată suma de 250 de mii lei, sau 2 miliarde și jumătate. În urma analizei pe care am realizat-o și contabil, Romelia, Serocăucană, am stabilit prioritățile de suplimentare sau de alimentare, dacă vedeți bugetul de la anumite capitole, prin cele două secțiuni, atât la sistemele de funcționare, cei mai mulți bani acolo merg, 240.000, și pe detaliere, asta înseamnă că am suplimentat, de exemplu, capitolul unde sunt prevăzute creditele pentru plata regionalului public și tot la secțiunea de funcționare, la fel de comunicate la drumuri. Foarte întâmplător, să vă rog să observați, una din investiții importante pe care am pregătit-o și am avut-o în execuție în ultimul an de zile, aproape se încheie un an de zile, podul peste râul Eduz în punctul Slobozia, care a fost asfaltat conform proiectului pe care de evoluare a podului de Slobozia. Și am avut de rezolvat adus la același numitor rampele podului, care inițial a fost proiectate din balast și nu următoră. Explicația constă în faptul că la momentul întocmirii proiectului faza totului de adaptabilitate, drumurile de la capetele podului, drumurile adiacente, nu erau modernizate prin program.
sunt notate ca fiind drumuri de pământ sau drumuri de balat. Evident că după ce au fost asfaltate numele de legătură cu potul, vreau să lăsăm o porțiune care înseamnă rampele altfel. Nu prea de-ar bine nici ca funcționalitate și nici ca estetică. Am stabilit în mod serios cu constructorul, cu proiectantul catalerea asfaltelor. Rampele, în plus față de ceea ce prevede proiectul, apără că asfaltare mai au nevoie de ziduri de sprijin, pentru că de la forma prevăzută în proiectul inițial, balat, care urmează să fie înlepat, vă dați seama că la o viitură mai mare, balatul respectiv poate fi surpat, deranjat și cu toate consecințele de rigoare pentru statul de asfalt. Am stabilit împreună cu cei care sunt în măsură să realizeze aceste elemente constructive, acele ziduri de sprijin și tot pentru în acord cu ceea ce ne dorim cu toții, un sistem de iluminat. Iluminat cu părerea la bolsuri. Asta mă dă cu cel din profesorul care a venit. Adică să aibă și n-ar fi bine din mișelă acum, dar rău de stânga, când îți va părnă. Deci,
De la canalele din Albea... De nu, nu. Canalul care vine de la Venuța. Care vine de la Tăpuz, la Lăureți. Are pe o porțiune acolo, sunt 8 metri și pe 14, dar nu-i taluzat. Dacă vine apa mare acolo, ne rupe. N-ar fi bine din taluzat pe alea. Este podul care l-a făcut câte de anilă. Sunt gabioanele. Și la un moment dat, sper particular, canalul care treia apa din zona Balică. Pereți lateral nu sunt pentru și dacă vine apa de la Balica în mare, nu poate lucru. Nu poate lucru, poate mai că trec de foarte multe ori pe acolo, uneori vin la primărie de Slobozia, este și mai multă lume, de exemplu, și vreau să văd pe fiecare dată ce progrese acolo la investiție, pentru că s-a lucrat în etapă și așa mai departe. Constructorii sunt foarte solicitați, mai au alte lucrări, dar ritmul este bun. Mai lipsește deodată de la gabioane în sus, da, un element constructiv, conform proiectului, trebuie executat un talus feriat, așa se numește în termenul tehnic, pe o lățime de 3 metri și jumătate. Rămâne și așa, probabil, în porțiune, până la capătul canalului existent. Deocamdată am văzut că constructorul a dat dovadă de anumite bunăvoințe. Orarul a fost turnat, dacă... Da, urmă, fundul. Evident, cu fundul plus de secțiunea de funcționare, într-adevăr, subscriu la această soluție, ca să betonăm tot ceea ce trebuie betonat conform formei pe care o are canalul inițial, ca să arate și bine și, într-adevăr, să nu se deprecieze exact cum poate intra în tabelul acela de care vorbeam. A rămâne o diferență de până în 3 metri, să spun. Da. O să avem un vedere, până în 2 ani. Da. Mulțumesc. Care este la următorul punct al ofiției? Proiect de hotărâre privind completarea programului de investiția la TECOM. Da. 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 Să punem la urmă, cine este care? Împotriva cine? Deci nu am dar... Trecem la proiectul la 2, proiect de hotărâre privind completarea programului de investiții a Oantei Bocnezei și Bacu pentru anul 2020. Sau primarea răspund. Da, așa e că am anticipat deja, pentru care are legătură cu precedentul proiect privind proiectul de planare, 10.000 de lei sunt alocați pentru obținerea unui avit de la drumul, mă zicem mai important, care că dat de cel mai multe lucruri, e foarte puțin, cu toate forțele, cu obiunile, cu toate fundamentele. Deci, e un lucru mai rar, în plan. De ce la o investiție, obții avitul pentru toată durata de valabilitate, autorizații de construire sau de execuție la bugetului. Aici am făcut să prevadă o condiționare a ceea ce se numește avizul respectiv, ca la un an de zile să se reînnoiască. Probabil este și o modalitate de autofinanțare, nu comentez mai mult. Putea fi și mai rău. Avizul respectiv expiră undeva prin decembrie, după câte n-am înțeles. Și preventiv m-am sfătuit cu cei care sunt realizor. Domnul Stângă de la Ovanie m-a prezentat un referat în sensul
necesități prelungirii avizului, pentru doamna Fontana a stabilit sursa de finanțare și s-a dat să evit această oportunitate și în legătură cu rectificare și am stabilit că este bine să începem și să finalizăm procedura acestui proiect de hotărâre. O să-i dau citire. La primul articol propun completarea programului de investiții a oameni de obținere de subacop pentru anul 2020, conform listei obiectivelor de investiții pe anul 2020, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul luat de obținere. Practic, aici nu este vorba de o nouă investiție. Conform structurării obișnuite, structurării specifice, lista de investiții mai este numită mai, nu neapărat mai elegant, așa, pentru o structurare de consistență, programul de investiții. Sau listă de investiții, dacă vreți. Un program de investiții are mai multe capitole. Unul dintre capitole are o denumire specifică care înseamnă alte cheltuieli de investiții. Cheltuieli le faci pentru punerea în operă, pentru execuția propriu-zisă investiții. Nu întâmplător, pentru alte cheltuieli de investiții sunt cele care condiționează, sunt adiacente investiții, construcții, dacă vorbesc propriu-zis. Și aceste alte cheltuieli înseamnă, după cum vedeți, plata avizilor autorizată. În acest proiect este vorba de reînnoirea avizului, deci o taxă pentru prelungirea avizului, unui singur aviz. Mă rog, spuneam mai puțin un lucru, dar asta e procedura legală și ne menține în legalitate, pentru că dacă am încercat să procedăm altfel, legea ne sancționează. Pur și simplu. Știți cum sancționează ceilalți lucruri. Atât, mulțumesc. Da, vă mulțumesc și la contract. Dau cuvântul domnului președintele Comisiei Anglom. Da, domnul președinte, vă mulțumesc. Comisia Anglomului Economic a studiat acest proiect de hotărâre și a dat aviz la vreme acestui proiect. Vă mulțumesc. Înscrie la cuvânt comentarii în calea acestui proiect. Dacă nu sunt, supune la vreme cine este pe el, nu? Deci, în urma limitate, solicitarea de sacrificiu. Dacă nu avem, declară că este pe care